Ofițerii de la DGA Cara Severin au ridicat astăzi trei polițiști de la Moldova Nouă și au dus la sediul DICOT. Din primele informații, aceștia sunt acuzați că au sprijinit un grup infracțional organizat. Un bărbat de 55 de ani din Moldova Nouă a acuzat poliția că mușamalizează faptele a trei indivizi care l-ar fi sequestrat și bătut cu bestialitate, rupându-i un picior după care l-ar fi aruncat în Dunăre. Am fost la un local din oraș, am băut o bere și am venit a Acasă, m-au adus doi vecini cu mașina. Am coborât când trei indivizi cu care mă întâlnisem și mă salutasem la bar. M-au trântit din senin jos și m-au lovit. M-au băgat apoi în porbagaj. M-am împotrivit, încercând să nu le permit să închidă porbagajul. Mi-au dat cu parul până mi-au rupt piciorul. Relatează bărbatul agresat. Bărbatul susține că din porbagaj a reușit să sune la 112, doar că nu a putut oferi detalii, neștiind în ce direcție se îndreaptă mașina. M-au luat la pumni și picioare, apoi m-au aruncat în Dunăre. M-au bătut iar, apoi m-au băgat în mașină. M-au lovit tot drumul și m-au aruncat la tomberoanele de lângă stadion. Acolo m-a găsit poliția înghețat de frig și cu piciorul rupt. M-au dus polițiștii la spital și m-au lăsat acolo. Mi-au pus fătură electrică pentru că eram înghețat. Nu a mai venit nimeni de atunci de la poliție să mă întrebe ce s-a întâmplat. Am mers singur la parchet și am făcut plângere penală. Nu există niciun motiv. Nu am avut nimic de împărțit cu ei, dar nici nu face nimeni nimic pentru a-i pedepsi. Am fost la reșița la medicul legist. Am piciorul rupt în două locuri. Am mai povestit bărbatul pentru expres de banat.ro. DGA și DICOT Caraș Severin vine însă să confirme povestea bărbatului și să arate că polițiștii de la Moldova nou, implicați în rezolvarea cazului au încercat să-i facă scăpați pe agresori. Abuz în serviciu, fals intelectual și favorizarea infractorului sunt alte infracțiuni ce ar fi reținute în sarcina celor trei polițiști vizați. Cel mai probabil pe numele lor vor fi emise ordonanțe de reținere pentru 24 de ore. Relatează mesajul.ro.